Dragoste, facem acum legătura cu unul dintre prietenii de suflet ai Angelei Similea, producător, compozitor, textier, interpret a numeroase melodii de succes. Chiar în primul său album se vorbește tot despre dragoste. Lansat în 1998, acesta poartă titlul sugestiv Te iubesc tot mai mult. Apoi ne-a cântat despre trădare în dragoste, dar și despre mireasa vieții sale. Cu siguranță ați ghicit despre cine este vorba. Ovidiu Comornic. Bine ai venit, Ovidiu! În primul rând îți mulțumesc personal pentru faptul că tu ai compus atât melodia cât și versurile imnului Gabi Firea Show, iar orchestrația aparține lui Fiso, Emanuel Gheorghe. Sunt tare mândru de interpretarea ta. Eu zic că e pe placul tuturor. M-ai chinuit tu și m-am străduit să nu te fac de tot de rușine. Nu, glumește, nu te-am chinuit deloc. A ieșit foarte frumos. Eu îți doresc mult succes în noua emisiune, alături de minunata echipă pe care o ai. Aș vrea să o salut pe Florentina Sadmari, pe Ligia Enache și să le doresc succes pe viitor. Și să fii așa ca un fel de îngeri păzitori, pentru că telespectatorii văd ceea ce este în studio, dar ce e în regie, doamnelor și domnilor, dacă ați fi acolo o musculiță, e un furnal. Doamna Angela Similea, omagiată astăzi de noi toți, ne-am gândit noi să-i spunem la aceste întâlniri ciocnirea planetelor, pentru că sunteți două personalități iubite de toți românii. Și suntem prieteni de au trecut aproape 7 ani, 8 ani de zile. Nu ne-am certat niciodată. Ne reproșăm că ne vedem foarte rar. Așa este. Cum ar fi arătat, să spunem, o ceartă între doamna Angela Similea și Ovidiu Comornic? Muzical, ar fi o șarjă muzicală și amicală. Adevărul că avem un cântec, dar o să mai facem câteva cânteci așa cu ideea asta de... Gabi, aș vrea să anunț, uite, și Angela, e o surpriză și pentru tine. De fapt, asta era surpriza pe care eu ți-am pregătit-o. Gala OVO Music, Sala Palatului, este un DVD care... De mâine o să-l puteți găsi pe piață. Este spectacolul de la Sala Palatului, în care sunt 31 de artiști, cei mai iubiți artiști din România. Și bineînțeles, Angela Similea este invitata specială acestui eveniment. Eu mă bucur că am fost la această gală și ceea ce mi-a dat cu atât mai mult un sentiment aparte era faptul că în sală exista public de toate vârstele. Existau copii, adolescenți, tineri, oameni maturi, chiar și mai în vârstă, ceea ce înseamnă că muzica pe care o faceți este apreciată, este perenă și nu este doar de un sezon. Foarte și mare eu zic lucru. Că este o muzică care peste ani își va recăpăta poate adevărata valoare. De aceea vreau să vă și ascultăm acum, dacă se poate, chiar în debutul emisiunii. Genericul pentru...